Auzi, dar tu știi că într-o perioadă în care coroanele în secolul XIX se făceau mai ales din aur, România a avut în timpul lui Carol I coroană de oțel. Ne-am făcut coroană de oțel, a fost capturat un tun de la otomani în timpul războiului de independență din 77-78. A fost topit tunul respectiv, iar din oțelul rezultat s-a făcut o coroană, iar Carol I, care a fost primul rege al României, a ales oțelul pentru a onora curajul, sacrificiul soldaților români din războiul pentru independență, care a fost un cel mai important război pe care noi le-am avut, deși se vorbește foarte puțin despre el. A fost folosită prima oară în 1881, iar ulterior a fost păstrată la ceremoniile tuturor regilor care au urmat.